Eu am o întrebare la domnul Parlicov cu căldură, cu căldura. Eu am o căldură autonomă și suntem deconectați de la căldură de stat. Suntem deconectați de vreo 10-15 ani. Da. Nu avem țava asta care merge pe udaie. Noi suntem într-o casă cu două etaje, nu avem subsol, nu avem subsol. Și la noi țava nu merge. Dar noi plătim la 600, 800, 1200 pe lună. Se întreabă, pentru ce plătesc eu așa bani mari? Am înțeles, doamna Svetlana, chiar dacă am vorbit despre acest subiect atât de mult, încă o precizare. Ce este scris în factură atunci când vă vine această sumă? Ce este scris acolo? Ne scrie că trebuie să plătim... Iată, eu am chiar bonă și pot să vă spun și scrie pe bonă. Am ușa să iau bonă și să vă spun și scrie pe bonă că nu. Bine, am înțeles. Vine important foarte că... mari bani. Deci poate fi, da, spațiu comun acolo sau poate fi... Uitați-vă. Haideți să explicăm încă o dată. Mulțumim foarte mult, o seară frumoasă. Este calea 69, apartamentul 1 și apartamentul 5, care nu avem țevile, este și noi plătim foarte mari bani pentru țevile care nu trec din casă. Pe ce adresă? Calea 69, apartamentul 1 și apartamentul 5. Haideți să facem... Și casa cu două etaje și nu avem subsol, nu avem nimic. Noi sunătăm. Haideți și la final facem să vă felul următor. Datele. În primul rând, și asta utilizez acest prilej pentru a îndemna toți consumatorii care au o problemă cu aceste facturi. Deci, noi am solicitat, iar cei de la Termoelectrica și de la CET Nord, Chișinău și Bălți, au creat mecanisme de revizuire, spunem, a facturilor în mod individual. Adică, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu factura, dumneavoastră o contestați la Termoelectrica sau la CET Nord, în cazul dat la Termoelectrica, că sunteți din Chișinău, iar cei de la Termoelectrica, în mod deci, individual, vor vedea, este la voi, vor verifica, este la voi. Vor veni fizic la fața locului. Eu, înțelegeți, noi am mizat pe faptul că noi vom avea niște gestionare a fondului locativ, spunem așa, funcțional, care datele astea le vor transmite. Și atunci, dacă ele nu sunt transmise centralizat de către gestionarea fondului locativ, pentru că noi, atunci când am făcut acea metodologie, am prevăzut că Termoelectrica repartizează factura în baza unor date furnizate gestionarul fondului locativ cu semnătură. Poate cetățenii să meargă la gestionarul ăsta, să le spună informația. Eu admit că multe blocuri nici nu există și nu funcționează și funcționează prost, etc. De asta am rugat gestionarii, adică Termoelectrica, să creeze acest mecanism de revizuire în regim individual. Noi vom vedea dacă este nevoie de introdus careva modificări, inclusiv în această hotărâri de guvern, numărul 191 prin care aplicăm această metodologie, dacă este nevoie o vom revizui, ca să putem corecta facturile în cazurile individuale cele care sunt, spunem, justificate. Repet, am înțeles, deci se adresează cu o cerere. Se adresează cu o cerere la Termoelectrica. Mai mult ca atât, în cererea asta solicită ca să-i fie descifrată calculul pentru suma care i-a fost facturată. Repet, acolo metodologia prevede pentru țevi, pentru locuri de uz comun, pentru subsol, pentru nu știu ce. Și dacă demonstrează că nu le au. Exact. Și dacă dumneavoastră vedeți că, uite, asta la mine nu se aplică, la mine țevile astea nu, sau subsolul ăsta nu, sau încă nu știu ce nu, atunci contestați factura și noi vom încerca să găsim un mecanism, dacă trebuie să revizuim această metodologie acum, ca să putem revizui facturile, inclusiv în perioada în sezonul de încălzire. Așa.